de ea. Alea, alea, să le luăm bani. Și amăi pe rând acum, ei și pe rând și pe una. Bă, vreau să zic eu ceva. Hai, facem separat atunci. Bă, vreau să zic ceva simplu. Păi, dar nu am ce să spun. Acum vrei să ne asupresc din halul ăsta. Păi, bine, dar ne asupresc. Păi, nu, dar n-am ce să spun. Dar ne mai se pare mai ieși. Alea am spus. Spusele au fost deja analizate. Păi, nu mai ce să mai zic dacă ne iei după aia pe rând. Haide-i fărâi pe toți la grămadă. Păi tu ai zis, hai să le luăm din partea aia. Voi cei de acasă, susțineți-vă concurenta preferată, trimiteți SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Până acum, pasibilă pentru cele 3 steluțe bonus, dacă se va clasa pe primul loc în preferințele juraților, era Luca. Vedem ce se mai întâmplă pe parcurs, poate uite, chiar cu următoarea concurentă, Vulcanul... Dar n-am înțeles de ce sunt pasive. Pasibile. Pasibile. Am înțeles pasive. Am zis eu că nu mai pasive sunt pasibile. Toate. Pasibile. Deci eu am văzut. Da. Pasive, n-a sărit una mai... Da. E, lasă că sare acum, mai ia fii tu atentă. Ia, pe cine ai? Vulcanul competiției, bravo, ai stil, stă să erupă în prima ei gală. Și fiți atenți că e o demonstrație. Nu mă, ea e versatilă. Și versatilă. Ea e versatilă. Țineți-vă, atâta vă zic. Faceți loc, că vine Andreea Tonciu. Mamă, prima gală, am super mari emoții, sper să iasă bine și sper să fiu pe placul vostru, dragii mei, susținătorii mei, fanii mei, vă iubesc enorm din tot sufletul meu și sper să vă placă ce am să vă fac aici, în prima gală. Vă pup și vă iubesc mult și votați 4 la 1206. Vă iubesc! We'll be right back.
forțe, bine ai venit în gala, Andreea Tonciu! Bine v-am găsit, vreau să-mi mulțumesc și eu celor prezenți aici, Arabii lui Bursuc și formația Canajambe. Foarte bravo, asta înseamnă bravo. Un spectacol, indiferent că dansăm pe muzică orientală, pe ritmul arabești, indiferent că vorbim de lăutărie, muzica ce stă în sufletul nostru de român până la urmă, important e să ne simțim bine și să le oferim celor de acasă un spectacol de zile mari. Să înceapă piesa, să cânte prințesa și să știe lumea toată că Andreea e unicată. A fost pe sistem, Andreea, a fost regina balului în seara asta. Ce vrei, mișto tare. Cu tine ca și cu tine, Andreea, vreau să vorbesc. Da, cu tine vreau să vorbesc. E bună seara. Bună seara. Te numești? Aian. Aian, ce nume frumos ai. Câți ani ai tu, Aian? 5 ani. 5 anișori. Și știi să cânti așa la vioară? Da. Îți place? Da. Dar cine te-a învățat să cânti? Tati. Tati? Cine-i tati? Cum îl cheamă pe tati? Costel. Și ești cu noi? Ești cu noi, că a venit cu tine. Ia uite-l acolo. Uite-l acolo pe tati, uite-l Aian, uite-l acolo pe tati. Bună! Ești cel mai frumos băiețel, bine, după ziua, pe care l-am văzut, ești superb. Și așa, cine te-a îmbrăcat așa? Cine ți-a pus asta pe cap? Tot tati? Da. Și a zis, dacă vii la Bravo, ai stil, păi trebuie să fii domnule ca lumea. Eu te felicit și îți doresc din suflet să ai parte de un viitor strălucit, sunt convinsă că vei avea, mai ales dacă îți place genul ăsta de muzică și te pasionează, ai de la cine să înveți. Îți felicit și părinții pentru tot ce au făcut pentru tine. Hai să-l aplaudăm pe Aian. Bravo, Aian! Acolo pe Dan Bustu. Bună seara și pe Cocoș acolo jos. Ăla e tati, ăsta e tati. Iată, l-am văzut, gata. Taraf. Taraf TV. Dacă vreți să fim oameni realiști și să dăm cu cărțile pe față, da, am adus Taraf TV-ul la Bravo Ai Stil. Vă place? Maria! Asta e sistemul? Da, Andreea. Uite, asta e sistemul, măi, Maria. Într-adevăr, momentul a fost spectaculos, ai avut și oameni cu tine, a fost, mi-a plăcut, sincer, și ritmul. Aia cum s-a descurcat? Și ea, bineînțeles, este mediul ei. Era culmea să nu se descurce. Mi-a plăcut, ai strălucit, felicitări. Despre ținută, sincer, te-am văzut în rochii mult mai spectaculoase. Rochia este spectaculoasă, trena este spectaculoasă. În schimb, dacă dai trena jos, mi se pare că nu mai... Mie nu-mi place modelul ăsta. Sincer, rochile astea, din punctul meu de vedere, sunt de mult expirate. N-ai bani să-ți cumpere așa ceva, deci n-ai cum să spui. N-ai de unde să știi ce bani am ai. Eu sau nu? Nu știi cât costă rochia asta? La închiriat, cât vorbind. Cât costă? 6.000 de euro. Eu am fost atacată în continuu de Andreea. Am încercat să o evit pentru că nu am venit în această emisiune să am conflict cu nimeni. Eu sunt un om foarte pașnic. Într-adevăr, dacă mă simt atacată, e normal să le răspund și eu. Eu înțeleg că oamenii sunt sigură că mă vor asocia cu ea. Să zic că e asta Maria, e ca Tonciu, a intrat în scandal cu ea, înseamnă că e fix ca ea. Sunt sigură că o să vadă că nu sunt ca ea și atunci, acum nici nu pot să nu zic nimic, doar că o să zic că oamenii, vai, sunt ca... Nu! Și ai dat-o 6.000 de euro sau închiriat, faci reclamă? Fără să o cumperi. Ai dat-o 6.000 de euro? Normal, pentru că îmi permit. Andreea, ai spus de mine că m-am îmbrăcat ieftin. Poți să te îmbraci ieftin și să fii cu gust. Uite, vorba atât mea. De ieftin, deci cum am îmbrăcat eu, hai să-ți prima prezint. Emisie, nu hai să-ți prezint. Reproduci. Am sacoul iubitului meu, da? Care nu a fost foarte scump, într-adevăr. Dar cu toate astea, Cătălin mi-a dat 5 la ținuta aceasta. Cu mine este foarte greu, așa că keep calm, draga mea, și vezi de ale tale care sunt niște ciurucuri foarte ieftine. Clar este o frustrare și la una și la alta acum în prezent, dar cred că cumva se exagerează în timpul emisiei că s-a prins mișcarea și prinde. În fața juraților! Hop! Și acum am văzut trena. Bună seara! Bună seara, Andreea! Draga mea, Andreea, ai plecat la Dubai, nu? Da. Ai făcut cel mai spectaculos moment de până acum, în gală. Nu știu ce vor face celelalte fete. Mulțumesc.
este cel mai antrenant, e o gală pe care, pe care noi cu toții ne dorim să o vedem repetându-se la celelalte concurente, cu viață, cu muzică, cu ai un plus scena și la propriu și la figurat. Și tu de bani. Da. Eu feeling-ul, corazonul. Deși eu nu sunt pe manele, mai puțin ea știe, ea mă mai trage așa. Mie dar am simțit nevoia să scot tot ce aveam la mine, să arunc pe uite așa. Eu n-am înțeles în schimb unde e Dubai în propoziție, pentru că mie mi se pare că aici o ai de Miss Venezuela. Adică eu te văd mai degrabă în zona aia decât în zona pe care tu ai menționat-o. Are ceva de Miss Venezuela. Da, uite, e sau nu e? Da, parcă participi la concursurile de Miss. Exact. Așa este, da, da. Să știi că după rochie nu mă omor nici eu, dar îți vine într-adevăr foarte bine, pentru că ai o chestie sculptoară, statuară, nu știu ce. Eu aș fi ales una neagră, complet, complet simplă și cu spatele gol, dar asta este doar părerea mea și gustul meu personal. Asta nu înseamnă că nu pot să apreciez și niște produse pe care poate nu le-aș purta sau nu mi se par neapărat de actualitate, dar care cumva îmbracă un moment, îmbracă o ținută și îmbracă un corp. Orchestra a fost fantastică, fantastică. S-a fost absolut fantastic. Felicitări, da, bursuri, felicitări excepționale. Da. Asta e manelistă, asta e manelistă. Da, jur, mă face de brahat, scuzați-mi, zis, peste tot. Deci asta e manelistă convinsă. Băi, în momentele astea, deci în momentele astea, ea nu este prietena mea. Cum spune, să nu fii prietena nu, dacă te spun în mașină? Mă, deci, ascultă-mă, Iurin, brah, sunt prietenii mei, vorbesc cu ei, dar nu pot, sunt câteva manele de alea vechi, celebre, aș da zile de la mine, care îmi plac și mie. Andreea, ești o concurentă foarte bună, apreciez perseverența, apreciez cât munca la asemenea ținută, coafiură, broche, moment, desfășurare de forțe, te-ai străduit enorm, apreciez cât de mult te implici, respectul pentru această competiție, ești impecabilă, însă vreau să spun că niciodată din colegele tale nu s-au ridicat în picioare, n-au simțit așa o bucurie vis-a-vis de momentul ăsta, așa că în paralel noi ne-am bucurat. V-aș sătui și pe voi să trăiți momentul, să vă bucurați, că pentru asta vă aflați aici. Nu s-au ridicat la momentul meu pentru că sunt foarte invidioase, credeți-mă. Nu e nevoie să spun mai mult, felicitări din tot sufletul. Hai, nota! Nota 5 la Luca Mădulescu! Mără număr! Mulțumesc! Mai departe! Bravo! Ia să vedem nota din partea lui Moris. Îmi puneam altă rochie, am spus chestia asta. Da? 4! Mulțumesc frumos! Și din partea regiului suprem, hai că-mi place treaba asta. 5 de la Cătălin! Am și o piesă preferată, Vali Vigelie și cu asul. I-am pus de 100 de ori. Stai că îmi scap acum că vreau să o și cânt. Unde ți-e telefonul, Pisi? Te rog eu, dă-mă să caut pe YouTube. Care? Și uite așa ne bucurăm noi, felicitări, Andreea, vorbește, te rog, și cu cei de acasă. Dragii mei, dragele mele, mai ales voi femeile, sper că vă regăsiți în ținuta asta foarte multe dintre voi și că vă place foarte mult. Vă rog din tot sufletul meu să mă votați la indicativul numărul 4, la 1206. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc și eu, Andreea! Bine, bravo! 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 Hai că din Dubai!
Dubai, ne-am dus și în Venezuela și am ajuns în India. Bine, rău, am fost în conjurul lumii în 30 de, exact, în 30 de minute. Acum! Ia! Îl dau numărul meu să mă suni? Da, te rog, chiar am nevoie. Pe bune. Da, nu, că nu se poate, mă, gata, hai, plec, acolo, da, e... stă foarte, da, bine. Ca să, pentru alte gale te-ai inspirat foarte bine. Da, poți să-ți iei că e superbă. Cred că tot universul universal se va declanșa. Da, de ce? Bă! Mine în speță, în primul rând. De ce? În al doilea rând, pe regele regesc. Pentru că îmi place Tonciu. Păi dacă îmi place, e vie, are energie, are vorbele aia. Unul la mână și doi. Muncește de să căpiază. Dar ce crezi că o să zică oamenii? Deci o să zică tu, oamenii? Deci tu că o să se pornească așa potriva. Păi lui Bădulească, nu poate să-i placă decât... Ne place Tonciu, dar de ce are nene Tonciu? Nu. Tonciu e foarte reală, e foarte... Foarte spune, reală. Iubibilă de popor. De anumită, de poporul de masă, că sunt ea fițoși și sofisticați. Să mă mai lase, că am mai avut discuția asta. Pe bune. Mergem repede mai departe cu următoarea concurentă, ce a spus că în 2020 dorește să acorde o mult mai mare atenție stilului. A venit la Bravo Style Celebrities pentru a învăța trucuri de styling și pentru a ne surprinde cât se poate de plăcut. Ea este Theo Rose și stilul ei.